Salut și bine ai venit pe canalul nostru dedicat filmelor și serialelor. Dacă ești pentru prima dată aici, te invităm să intri pe pagina principală și să arunci o privire peste recomandările noastre cu diferite topuri și clasamente tematice în care poți să găsești producții pentru orice gust și dispoziție. Astăzi vom reveni la lista cu cele mai romantice filme lansate în anul 2022. Dacă ai ratat prima parte a acestui video, fă click pe sugestia din colțul de sus din dreapta sau caută linkul în descrierea acestui videoclip. Dar nu înainte de a afla ce filme de dragoste am pregătit pentru tine acum. Nu uita să te abonezi pentru a nu pierde canalul și hai să începem! De la fereastra mea. Ares este mezinul dinastiei Hidalgo, una din cele mai bogate familii din Spania. Asemenea unui zeu, el este întruchiparea senzualității care, ca un magnet, atrage atenția domnișoarelor din jur. Conștiente că unul ca el nu se gândește la relații serioase, tinerile sunt fericite să petreacă măcar o noapte cu dânsul în rezidența luxoasă a familiei Hidalgo. Excepție nu face nici Raquel, vecina a cărei casă este înconjurată de terenurile faimoasei dinastii. Zi după zi ea vede viața răsfățată a acestei familii, petrecerile lângă piscină, seratele pompoase, dar cel mai important îl vede pe Ares, al cărui dormitor este în dreptul ferestrei camerei sale. Fără a-și da seama, Raquel se îndrăgostește de el, ba chiar devine obsedată, dar nici o postare sau un live de-a lui Ares nu trec neobservate de tânăra îndrăgostită. Însă chiar dacă sunt vecini, Raquel știe că ei sunt din lumi diferite, dar șansele că el vreodată va afla despre existența sa sunt minime. Cu toate acestea, câteodată se mai întâmplă și situații imprevizibile. Într-o zi, Ares, din curiozitate, sparge laptopul lui Raquel, din care află despre obsesia fetei. Satisfăcut de această descoperire, tânărul este convins că simpatica vecină ușor îi va cădea în plasă și va completa lista cu trofeele sale amoroase. Totuși, începând să-i facă curte, Ares foarte repede se va convinge că Raquel nu seamănă deloc cu celelalte fete cu care a avut de-a face până acum. Emily. O interpretare a biografiei celebrei scriitoare engleze Emily Bronte. Evenimentele prezentate în peliculă este un mix dintre realitate și ficțiune care au fost suprapuse în încercarea de a explica circumstanțele care au inspirat-o pe Bronte de a scrie unicul său roman care îi va plasa numele în rândurile clasicilor nemuritori. Astfel, Emily este una din cei 4 copii al pastorului Bronte. Trăind pe pământuri mlăștinoase, unde puținele clipe cu soare sunt urmate de zile mohorâte și ploi fără sfârșit, locuri unde nu se întâmplă nimic, dar viața parcă s-a oprit. Unica scăpare pentru frații Bronte a fost imaginația, dar istoriile care le inventau le permiteau să plece de aici. Între timp ei au crescut și tot mai puțin se pierdeau în lumele imaginare. Nu și Emily, care continua să poarte dialoguri cu personajele inventate. Într-o zi, pe aceste meleaguri posomărâte, vine pastorul Whiteman, care devine profesorul lui Emily. Orele petrecute în doi cu pastorul reușesc să o smulgă din fanteziile sumbre și tânăra tot mai mult atrage atenția lumii reale, dar în mod special chipeșului său repetitor. Treptat, privirile și atingerile nevinovate trezesc pasiunea ce, asemenea unei furtuni, îi va acoperi pe cei doi. Totuși, relația nu va fi așa de frumoasă, dar clipele de fericire curând vor aduce durere și disperare. În ambele sensuri. O clipă de neatenție poate schimba radical viața unei persoane. Obiceiurile, prioritățile și planurile bine puse la punct o iau razna și se modifică în modul cu totul neașteptat. Anume, aceste transformări o așteaptă pe Natalie, proaspătă absolventă a universității. O noapte petrecută cu Gabe va împărți viața sa în două destine paralele. În primul caz, ea rămâne însărcinată și, hotărâtă să păstreze copilul, refuză plecarea în Los Angeles pentru a-și face o carieră în animație. Revenind în casa părintească, Natalie va încerca să accepte noua realitate de mamă tânără și solitară, fără serviciu și perspective în viitor, dar nopțile fără somn și succesele foștilor colegi o fac să se întrebe dacă a făcut bine păstrând acest copil. Totuși, ajutată de părinții și de Gabe, care nu o va părăsi, Natalie nu se descurajează și își croiește fericirea alături de fetița sa Rosie.
În al doilea caz, noaptea cu Gabe nu are nicio urmare și absolventa își urmează visul de a deveni un animator celebru. Începându-și cariera într-un studio de animații, Natalie nu reușește să iasă în evidență, dar talentul său este trecut cu vederea. Luându-și inima în dinți, ea pleacă și pe cont propriu creează un desen animat care este acceptat pentru un festival internațional. Urmează să vedem care din cele două destine așa de diferite, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale, o va face fericită pe proaspătă absolventă universitară. Copiii celorlalți. De a fi profesoară este într-adevăr vocația lui Rachel. Ea cu inima deschisă se străduie să le ofere elevilor toată dragostea și priceperea sa. Mereu este binevoitoare și atentă la nevoile lor educaționale și personale. La școală înconjurată de copii, ea se simte fericită, dar și puțin tristă. Trecând de 40 de ani, instinctul matern nu se mai alină cu îngrijirea copiilor străini și cel mai tare Rachel își dorește să strângă la piept propriul său copil. Chiar și medicul îi amintește că timpul prețios se duce și curând nu va mai putea concepe un copil. Fiind într-o relație cu Ali, femeia totuși nu se grăbește să împartă preocuparea sa cea mare, cu atât mai mult că bărbatul deja o are pe Leila, o dulceață de fetiță de 4 anișori. Zi după zi, Rachel tot mai tare se atașează de Ali și micuța Leila, însă dorința de a naște un copil devine tot mai chinuitoare. Chiar și așa, ea preferă să nu spună nimic iubitului de frică să nu-l piardă, dar toată afecțiunea maternă i-o dăruiește lui Leila. Totul se schimbă atunci când sora lui Rachel rămâne gravidă. Această veste îi dă curaj și femeia deja începe să se pregătească moral de importanta discuție cu Ali când în viața bărbatului revine fosta soție, mama lui Leila. La drum împreună. Toată copilăria și adolescența sa, Aden a fost o elevă și fiică exemplară, dar studiile mereu au fost pe prim plan. Din acest motiv, tânăra a arătat cele mai importante evenimente din viața unui adolescent, cum ar fi, de exemplu, balul de absolvire. Dorind să îmbunătățească relația cu tatăl său, pe care nu l-a văzut de ani de zile, Aden decide să petreacă vacanța de vară împreună cu el, soția sa Heidi și surioara sa micuță. Cu atât mai mult că cei trei trăiesc într-un orășel pe malul oceanului, dar Heidi deja i-a găsit o slujbă pe vară. Însă această reunire nu-i aduce liniștea dorită și, chinuită de insomnie, Aden petrece toate nopțile citind cărți pe dig. Tot aici, noapte de noapte, vine Eli, un biker misterios care la fel nu are somn la orele târzii de noapte. Făcând cunoștință și aflând că Aden a scăpat cele mai interesante clipe din copilărie și adolescență, Eli decide să o ajute să simtă fericirea celor mici nebunii, cum ar fi împroșcatul cu mâncare sau scăldatul noaptea în ocean. Luând lucrurile în serios, cei doi pornesc într-o aventură captivantă cu gândul de a evada din amintirile triste din trecut. Aventura care o va ajuta pe Aden să uite de trauma primită după divorțul părinților, dar Eli va încerca să depășească durerea cauzată de moartea celui mai bun prieten, pierderea care l-a făcut să renunțe la pasiunea sa pentru biciclete și cariera în sportul profesional. Cam atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. Apasă un like dacă ți-au plăcut recomandările din clipul de azi. Vizitează canalul nostru ca să afli despre alte producții interesante și abonează-te pentru a nu rata recomandările care urmează. Ne auzim în videoclipul viitor.